Celebrul luptător K1 a mai asistat în calitate de oaspete de onoare la o gală de la Chișinău în anul 2011. Pentru anul acesta a fost planificat o luptă de a lui Remi Bănească aici la Chișinău la noi, dar în luna martie Remi s-a retras total din sport, nu se va mai lupta. Un alt oaspete de onoare al turneului va fi luptătorul K1 din România, Daniel Ghiță. De mai mult timp nu reușește să vină la Chișinău din cauza luptelor care sunt planificate, luptele sale, dar acum va veni, îl vom vedea, vom discuta. În cadrul serii sunt programate în total 12 dueluri. Inițial, organizatorii galei au planificat la Chișinău lupta dintre Cătălin Moroșanu și Pavel Juravlev. Partida a fost însă anulată și acum Juravlev se va bate cu Vladimir Toc. Moroșanu este, putem spune, la contract în circuitul Supercombat. S-a nimerit, s-au nimerit aceste lupte 19 septembrie și 24 paremise. Atunci au fost, de către managerul Moroșanu, a fost alesă lupta pentru Supercombat. Gala K1 va avea loc la Chișinău pe 19 septembrie și se va desfășura la sala polivalentă.